Ascultați Childlife, provocări de părinte, un podcast creionat de Secom. Astăzi am alături de mine o actriță cunoscută, o femeie împlinită și o mamă fericită. Andreea Vasile, originară din Râmnicu Vâlcea, este una dintre cele mai apreciate actrițe din generația sa. O cunoașteți din rolurile pe care le-a jucat pe scenele teatrelor sau din serialul Umbre. Are un băiețel de aproape un an, însă îi place să fie foarte discretă când vine vorba de viața personală. Hello! Ce descriere mi-ai făcut! Andreea, cum te-ai hotărât să ai un copil? Direct în problemă ai intrat. Mi-a plăcut asta de foarte puține ori, sau mă rog, rare ori aud o mamă fericită sau să mă descrie cineva. E un sentiment însușit de foarte curând. Nu m-am hotărât. Cred că e o chestiune care se naște natural atunci când întâlnești un om pe care îl iubești și alături de care îți dorești să-ți petrești tot restul vieții. Sau cel puțin la mine lucrurile s-au întâmplat așa. Nu am avut gândul ăsta, nu am simțit niciun fel de presiune. Pur și simplu, în momentul în care am întâlnit omul alături de care mă vedeam îmbătrânind și pe care îl idolatrizam, pentru că mi se părea și în continuare mi se pare că e cel mai bun, mișto, fain, deștept om de pe planetă. Wow, ce fain! Atunci a fost pentru prima dată când m-am gândit că mi-aș dori un copil. Și real asta s-a întâmplat. E relativ nou pentru că Alexandru Mihail are un an și aproape o lună acum. Să vă trăiască! Și trecem prin diferite... Mulțumesc! Așa să fie. Și trecem prin diferite etape. E foarte interesant această recalibrare, dacă vreau să zic. Dar a fost vorba de o presiune socială, de o anumită, nu știu, zonă în care ai simțit că trebuie să faci ceva sau pur și simplu s-a întâmplat, așa s-a întâmplat și asta a fost? Știi cum îmi traduc eu presiunea socială? Am avut o presiune din partea... Mama mă întreba, auzi, dar eu când o să devin bunică? Auzi, dar uite... Sau, după ce i-am spus la un moment dat, mama, încetează cu întrebările astea, că pui o presiune care nu pot să-i fac față. Și nu vreau să mă concentrez pe ceva ce îmi doresc, la o chestie. Și a terminat cu asta și când veneam acasă, s-o mai vorbea și uite... Colega mea care e mai mică cu 3 ani are deja 3 nepoței, mamă, 3! Da, mama, să-i trăiască! Deci asta pentru mine era cea mai mare presiune. Până într-un punct în care am făcut să înțeleagă că, de fapt, mă rănește foarte tare dacă, în mod constant și că se va întâmpla atunci când eu îmi voi dori, atunci când voi fi întâlnit omul despre care spuneam mai devreme și nici de cum nu o să fie o consecință a presiunilor pe care le resimți din toate părțile. Aoleu, dar îți bate ceasul. Hei, dar și e foarte, foarte dureros că e un cuvânt dur, dar e o chestiune foarte delicată și care ar trebui să aparțină fiecarei femei. Și trebuie să simtă când e momentul și nu să-i spună nici mama, nici bunica, nici... Acum mai fac o paranteză, bunicul meu are 90 de ani și bunicul acum 5 ani îmi zicea, m-am resemnat, n-o să... Eu mai am un frate mai mic și amuzant că el era mai mic și de pe el dăduseră presiunea la o parte. Urma și el. Da. Dar totuși sunt mulți dintre cei care ne ascultă care au această presiune socială, indiferent că vorbim de mesele de duminică, de la prânz sau de sărbători, ei au această întrebare. Mă, mamă, dar când o să te căsătorești și tu? Când o să ai și tu un copil? Cred că e important totuși și asta mi-a plăcut că din ce ai spus tu, că totuși e bine ca lucrurile să se întâmple atunci când tu consideri că trebuie să se întâmple, în modul în care trebuie să se întâmple și lucrurile să fie natural, să nu fie nimic forțat. Altfel, această presiune socială cred că pur și simplu diminuează foarte mult din frumusețea acestui eveniment. Pentru că, ok... Când te căsătorești, când... Eu mai am și o altă întrebare pe care o aud destul de des, dar la nunta ta când dansăm, mă, mamă? Când... Au sărit peste etapa asta, Andrei. Ai sărit, ai avut noroc că eu încă o aud destul de des. Mai zice, dar uite tanti Lili. Tanti Lili e fericită. Zic, da, lasă pe tanti Lili. Incredibil, e incredibil, da. Dar cred că e important și mie asta îmi place din ce ai spus, că lucrurile trebuie să se întâmple atunci când
când e natural și când tu simți, și presiunea asta socială cumva să fie tratată așa, pe o anumită părticică, cu regulile ei. Și cu umor, cu mult umor, pentru că dacă am luat în serios, lucrurile ar degenera foarte repede. Eu încercam să văd partea asta de fiecare dată când veneam acasă și discutam cu mama, dar am în jurul meu prietene care au o anumită vârstă și care, pentru care presiunea asta nu face altceva decât să le împingă într-o extremă a vieților, exact. Pentru că de fapt aici e problema, că tu nu reușești să ții față sau să faci față unor presiuni care sunt din ce în ce mai puternice pe măsură ce înaintezi în vârstă. Și corect. Atunci doar umorul te mai poate salva și cred că mai e ceva. Trebuie tu să fii, tu ca femeie, dacă vrei, să fii sigură că vei avea copilul ăla atunci când tu vei simți și că nimeni și nimic altceva nu vor influența în vreun fel decizia ta, pentru că s-ar putea să nu fie bine. Și tu ai fost sigur? Ai știut exact care este momentul? Nu, n-am știut. Să știi că eu am multe îndoieli, puține certitudini, ca să zic așa, dar sunt sigură, eram foarte sigură pe sentimentele mele și atunci când a apărut Alexandru, a fost cea mai mare bucurie din viața mea. Ce fain. Sau mă rog, când am aflat că o să apară Alexandru. Asta mă gândeam, că sunt mai mulți pași în... Exact. După care e dorința asta aprigă, dacă vrei să-l cunoști, să vezi cum e, să-l înțelegi și mă rog. Dar e diferit? E diferit față de cum îți imaginai tu că ar arăta lucrurile înainte? Adică, nu știu, în momentul în care tu stăteai, îți imaginai, te gândeai că acum o să fie... Presupun că aveai o anumită imagine. E diferit ce s-a întâmplat acum, în ultimul an, față de ceea ce îți imaginai? E inexplicabil, dacă vrei. Pentru okay. că mic din ce ți-ai imaginat sau din ce ți s-a spus sau din ce ai citit, nimic nu te pune față în față cu momentul în care tu ai un copil, ești responsabil pentru viața lui, pentru creșterea lui, pentru dezvoltarea lui, dacă vrei, și absolut nimic nu te poate pregăti pentru momentul ăla unic, fără să fac așa, să creez un mit în jurul poveștii, dar chiar așa e, pentru că este indescriptibil. Realmente, nu e nici diferit, nu e nici mai bine, nu e nici mai rău, nu e... E indescriptibil, este un sentiment pentru care nu te pregătește nimeni. Și încerc să nu fiu patetică în vreun fel, dar nu te pregătește nimeni. Speram că o să mă salvez cu un răspuns aici, dar... Da, pe mine mă amuză asta. Cum să înveți în trei pași simpli să fii un părinte bun? Cum să înveți sau nu știu, sunt tot felul. Deci trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești pe pielea ta. Da, trebuie să o trăiești și sunt convinsă, repet, încerc să mă țin de partea de platitudini, dar sunt convinsă că pentru fiecare experiența e irepetabilă și e unică, oricât de mult aș încerca să găsesc alt cuvânt, dar așa e și e foarte complicat de dat mai departe. Eu mă oferesc al naibii de tare de sfaturi pentru că, repet, suntem suma unor, sau mă rog, consecința unor acțiuni, ale unor gânduri, ale unui anumit fel de a fi, prin urmare, felul în care ne purtăm cu copilul nostru e foarte diferit. Presupun că ai o serie de frici, o serie de temeri. Te-ai gândit probabil la anumite lucruri de care ți-a fost frică sau anumite lucruri care se vor schimba. Cum ești cu ele? Cum ai abordat aceste frici? Au apărut unele noi, sunt aceleași față de cele care te gândeai înainte, cum ai făcut cu aceste frici? Cred că niciodată nu mi-a fost așa de frică din clipa în care s-a născut Alexandru sau niciodată nu am simțit frica într-atât de puternic ca până acum. În continuare mi-e frică, în continuare mi-e frică de lucrurile pe care nu le știu, de tot ce fac și uneori pun la îndoială, pentru că mă gândesc dacă a fost bine sau nu, raportat la el, pentru că nu știi niciodată în ce fel le va recepta. Sunt un om care, mă rog, îmi pun foarte multe întrebări, dar frica
a existat de când am aflat că sunt însărcinată și la fel, toate gândurile astea, de ce voi face, ce se va întâmpla, cum să voi fi o mamă bună asta, încă mă, de fapt, cred că o să mă bântuie toată viața, am făcut bine, n-am făcut bine. Și reperele sunt într-atât de laxe, ca să zic așa, pentru că singurul reper cinstit și onest este copilul din față. Tu vrei să ai un copil autonom, cu inteligență emoțională, care să aibă, cum erau, chiar sunt astea valurile lui Adler, cei 4C, să aibă curaj, să se simtă conectat și mai, să fie capabil, și mai era unul, dar nu mai știu. E atât de greu ăsta cu să fie capabil. Să se simtă foarte capabil. El însuși poate să facă pe picioarele lui, cu capul lui. Dar apropo de capabil și de lucrurile astea pe care noi credem că le știm, totuși prezentul nostru este diferit față de viitorul lor. Noi nu avem de unde să știm cum o să arate viitorul, ce o să-i rezerve, o să fie un alt set de valori, o să fie altă lume. Cum gestionezi, nu știu, teama sau frica asta, sau cum te gândești la lucrurile astea în momentul în care zici, ok, în 2035, oare ce va fi? Oare îl expun prea mult? Cred că foarte mulți dintre cei care ne ascultă se întreabă și au întrebarea asta înainte de a deveni părinți. Ok, oare în ce lume îl bag? Cum va arăta lumea? Și chiar sunt curios să mă ajut puțin cu perspectiva ta și să-mi spui tu cum vezi zona asta. Numai Dumnezeu știe. Nu sunt un vizionar, mi-e foarte greu să aproximez în vreun fel. Tocmai de asta cred că rolul părinților e să-l ghideze. De asta îți vorbeam de curaj și de a se simți capabil, să-l ghideze, să-l transforme, să-l ajute să devină un adult autonom și sigur pe nevoile lui, pe limitele lui, nevoia de a te duce mai departe. Dar dincolo de asta, ghidajul ăsta e foarte fragil al unui părinte. Nu ai de unde să știi. Sunt convinsă că obiceiurile, tradițiile se vor schimba în 10 ani. Nu vor mai fi aceleași. Da, nu corect. Reușești tu să-i dai copii, să-i oferi copilului un set de valori de la care, să zicem, că n-ar trebui să se îndepărteze, dar va trebui să facă față unei societăți care va veni ea însăși cu cerințele ei, cu limitările ei, cu scopurile ei. Va fi foarte complicat, dar în același timp am încredere că va fi destoinic și că va găsi pârghiile necesare, resursele necesare. Tocmai de asta e foarte greu să crești. În momentul ăsta mă confrunt cu că sunt așa, sunt în antiteză, să-i dai dragostea necesară și protecția și tot ce simte, tot ce ar avea el nevoie, nu ce crezi tu că are nevoie, că și asta e o altă discuție, dar în același timp să-l ajuți să devină un adult autonom și sigur pe ce poate el, pe ce știe el, pe ce vrea el să facă. Dar pe tine cine te ajută? Adică noi de fiecare dată vorbim și auzim, ok, noi ajutăm, suntem, vrem să ajutăm, însă pe tine, ca părinte, din noua ipostază, cine te ajută? Emoțional, dar și practic, concret. Pe tine cine te susține? Păi mă ajută tot suportul am de la prietenul meu, Tudor e lângă mine și mă ajută foarte tare, pentru că uneori clachez. Uh-huh, uh-huh. Clachez că, și revin la ce spuneam mai devreme, că uneori am sentimentul că poate nu fac suficient sau că nu fac ce trebuie. Sau... Și el zice, uite-te la copil, dacă copilul e bine, ăsta e referul nostru. Înseamnă că ai făcut Corect. Bine. Dar... Din altă parte, nu am avut ajutor, l-am crescut singuri, am încercat să găsim o bonă, pentru că eu începeam, a fost o poveste întreagă, ne-a mai ajutat mama din când venea la București, părinții mei sunt de Râmnicu Vâlcea, dar putea să vină doar în weekend, pentru că mama încă lucrează și în perioadele în care eu am avut filmări, pentru că am filmat de când avea Alexandru o lună, ce s-a întâmplat, a fost... Wow. A fost cea mai
neobișnuită perioadă din viața mea, pentru că nu știam cum să gestionez situația. Atunci a venit mama, deci de fiecare dată când am avut filmări, mi-aș a reușit să-și ia concediu și să plece câteva zile să ne ajute. În rest am fost doar noi și acum, înainte să înceapă nebunia cu izolarea, găsisem în sfârșit, nu mai aveam cum, pentru că începeam și la teatru repetiții și asta însemna că trebuia să fiu musai 7 ore pe zi acolo, 6-7 ore. Și am găsit o bonă care a venit doar 2 zile după care a început izolarea și n-am mai venit. Tu ești o actriță de succes, ai multe proiecte, joci în piese de teatru, stai mult la repetiții și în același timp e foarte clar, cel puțin din exterior, așa se vede, că îți place foarte mult și această nouă meserie, să-i spunem, de mamă, care, mă rog, nu mai e așa nouă deja, pentru tine, cum faci să menții cât de cât un echilibru, să ai o balanță între viața ta personală și viața ta profesională, pe amândouă iubindu-le, hai să nu zic în egală măsură, dar iubindu-le destul de mult. Cum faci? Măi, Andrei, mă chinuiesc. Nu sunt singură, ziceam că vom da responsabilitatea, dar și bucuria cu prietenul meu și cred că e foarte complicat de găsit echilibru într-un... Imaginez. Mă rog, suntem mai mult de un cuplu acum că a apărut și Alexandru, dar e foarte complicat. De fapt, problema e de gestionat timpul. Problema cea mai stringentă, dacă vrei, este cum naiba gestionezi timpul. Și atunci ne-am făcut, atunci când nu, în perioada în care n-am filmat și aveam doar spectacole, Tudor venea acasă la 5, îl prelua pe Alexandru, eu mă duceam la teatru, zburam de la teatru, ajungeam direct acasă și am reușit, mă rog, până acum reușisem acest mers pe sârmă, dacă vrei. Deci îți apar niște superputeri, dintr-o dată. Da, și este uluitor. Am descoperit atunci când eu nu credeam că pot să fac. Am filmat timp de o săptămână, mă rog, un film american și el era atât de mic și atât de fragil și eu mă învinovățeam pe deasupra, îmi puneam și această vinovăție pentru că mă gândeam, am plecat, el e mic, poate n-ar fi trebuit să plec, plângeam înrolată încă îl alăptam, mă rog, că îl alăptez, asta e o chestiune iar foarte greu de gestionat. Da. Cum faci, mă rog, aveam toate ustensilele după mine, mi-am luat pauză de la filmări după 3 ore și jumătate, mă duceam într-o rulotă, aveam senzația că toată lumea credea că sunt nebune, erau americani, deci nu știau niciodată de ce pleacă atâția 20 de minute și jumătate de oră în rulotă. Și spuneam, oameni buni, I have to do something. Știau doar foarte puțin din echipa din România că, mă rog, aia a fost complicat și era și vinovăție. Dar în același timp am descoperit că veneam acasă cu o bucurie și cu o energie absolut nebănuită. Pentru că după o zi de filmare, o zi în care eram numai cu gândul la Alexandru, dar încercam să-mi fac și treaba, veneam acasă și primul lucru era să, mă rog, să ne jucăm cât poți să te joci cu un bebeluș de o lună, dar încercam să fiu foarte conectată cu el. Și am învățat că dincolo de responsabilitate, că ai responsabilitatea pentru copil, ai nevoie să simți bucuria reîntoarcerii și cred că a fost foarte bine că lucram, pentru că în timpul ăla înțelegeam că sunt mai mult decât mama lui Alexandru, pentru că luna aia a fost foarte complicată. Îmi imaginez. Nu înțelegi zi, noapte, nu doarme, nu știi ce are. Îl verificam să văd dacă respiră, dacă nu, dacă e bine, dacă doarme. Îl trezeam noaptea, cum mi-era teamă că doarme prea mult, n-aș mai face asta niciodată. Dar jur, da, am auzit că doamne, cu 4 ore, nu am mâncat. Îmi spunea, lasă-l, dragă, să doarmă. Nu, nu, făceam și trezeam copilul, în fine. Da, e ca și cum acum cineva vine și te trezește dimineață, zice, hei, hei, hai, trezește-i dimineață, trebuie să mănânci, hai, trezește. Se deshidratează copilul. Da. Și citisem, știam, tocmai de asta îți spuneam, de citisem înainte
Doar că e foarte complicat să le aplici. Și faptul că ai citit niște lucruri sau că ai participat la niște cursuri, asta n-am făcut-o, dar am oameni. Așa ai auzit. Nu, da, nu îți confirmă. De fapt, nu te ajută concret. Sigur că ele sunt foarte bune, doar că atunci când trebuie să te lupți concret cu ce ai în față, e vorba despre cu totul altceva. Uite, am o întrebare la care mă tot gândesc și aud fel de fel de opinii și de păreri în jurul meu. Presupun că, nu știu, înainte de a te decide și de a avea copil, ai o serie de lucruri pe care le faci din pasiune, vrei să faci cât mai multe, că sunt călătorit, că sunt, nu știu, fiecare cu hobby-urile lui. Ce-ți lipsește? Sau ce simți că făceai înainte mult mai mult și îți făcea mult mai multă plăcere și acum lucrurile s-au schimbat? Păi, de exemplu, citeam mult înainte. Exact. Și foarte greu citesc acum. Foarte greu. Pentru că fiind singură cu el, singură în sensul că eu gătesc, eu, de exemplu, avem această problemă de 5 luni în fiecare dimineață. Ok, astăzi ce-i fac de mâncare? Trebuie să-i diversific. La prânz este ceva. Deci îmi lipsește foarte tare cititul. Și nu vorbesc doar de timp, pentru că oamenii se plâng că citesc, că nu mai citesc pentru că nu au timp. Dar cred că cititul e despre o anumită stare pe care, în momentul în care deschizi o carte, trebuie să o ai. Și lipsa asta de așezare, dacă vrei, uneori mă obosește. Și mi-e foarte dor să văd filme. Mergeam foarte mult la filme, vedeam și mult teatru pe lângă ce făceam. Îmi doresc foarte tare să văd tot ce e nou, tot ce fac colegii mei, tot ce apare. A fost amuzant că primul film la care am mers a fost la 1917, acum câteva luni. A venit mama într-o seară și eram destul de stângaci, așa, când am intrat în cinema. Mă uitam la oameni. Am ieșit la film. Yes, nu știți cum e. Asta e. Mi-aș dori să citesc mai mult, să am libertatea de a vedea mai multe filme. De călătorit nu mă plâng, că omul e holiday proof, îi place, e ok. Exact. Really? Wow. L-am luat de când eram mic și cu mașina. L-am luat cam peste tot unde am fost noi. Sper că n-ați încercat și avion sau. Am încercat și avion și distanțe lungi și a mers, să știi, a funcționat. Wow. Avea 6 luni jumate. Wow. Și am fost la New York. Și a fost foarte cu minte. A fost cu minte? Atâta amar de drum? E amuzant că te uiți la oamenii din jurul tău când te urci în avion și aia toți sunt om. Doamne, s-a urcat. Pentru mine a fost mai complicat, pentru că m-am agitat mai mult decât era. Până într-un an la New York. Apropo, și de ce vorbeam mai devreme, de cum o să arate viitorul. Uite, sunt atât de, nu știu, multe opțiuni în momentul ăsta pentru copii. Să se informeze, să vadă lucruri noi, să se joace, să cunoască alte lucruri decât le-am cunoscut noi, astfel încât, nu știu, la 13 ani, să zicem, poate să vină la tine să zică, mamă, vreau să vin la New York. Și tu zici, nu, stai aici. Adică, totuși, cât de diferit o să fie copilăria lui față de copilăria ta? Păi eu cred că noi, ca părinți, cred că va trebui să lucrăm foarte tare la cum vom face noi, cum vom percepe noi transformarea asta. Că eu am copilării la bunici, bunicii nu mă lăsau să ies din curte, că ziceau, exact, voi, că te calcă mașinile, da, cele 3 mașini care treceau pe zi. Nu ai voie să faci asta, nu ai voie. Brusc, ei vor fi la polul opus. Au toată libertatea, au puține constrângeri. Și aici cred că noi trebuie să facem un ghidaj din ăsta fin. Ce faci cu atâta libertate? Ce faci? Pentru că și asta e o problemă, știi? Trebuie să găsești echilibru, e ca la greci. Grecii ziceau tot timpul măsură. Trebuie să găsești măsură în ceea ce faci. Nu știu în ce fel,
mă gândeam la cum îl pregătești pe el pentru viitor. Nu știu în ce fel se vor schimba lucrurile, în mod clar ele nu vor fi la fel, dar responsabilitatea mea ca mamă sau ce-mi doresc eu ca mamă să fie diferit față de copilăria mea, cred că pe vreme... Aolo, deja am zis pe vremea mea, Nu spune asta, Andreea. Deja, nu, dar cumva în pe vremea noastră, nu am alt termen. A fost odată. Nu mi se permitea să greșim. Uh-huh. Eu am crescut într-o atmosferă asta în care trebuia să faci bine, bine însemnând binele bunicilor, binele părinților. Nu aveai în niciun fel, nu exista acest gând ca să lași copilul să se dezvolte, să încerce, să... Ei îți spuneau ce trebuie să faci. Iar chestia asta poate să ducă pe termen, pe termen lung, dacă mă întreb, poate să aibă niște consecințe nefaste. Nu știu, timiditate, anxietate, lipsă de încredere. Ori eu îmi doresc foarte tare copilul meu să încerce, copilul să greșească, să testeze, să vadă până unde poate și ce poate să facă. Mă uit la el acum, învață să meargă și se ridică de 100 de ori. A învățat să cadă, a căzut de 3 ori și acum știe cum să se așeze. Și fiind un pic atentă la el și la nevoile lui, îți dai seama că de fapt au nevoie să încerce de nenumărate ori, au nevoie să li se permită să greșească. Da, uite, e interesant. Crezi că există o limită? Adică, uite, eu sunt de acord că partea asta de independență, de libertate, e foarte, foarte importantă. Lucrurile astea sunt foarte importante. Îți spun sincer, uite și eu când eram mic, mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu mult mai liber. Să pot să ies din curte, și acum povesteam noi mai devreme, să ies din curte, Doamne ferește, să dea peste mine acea mașină, să nu fie ceva grav, să pot să ies, să mă calci, să-mi revin, să fiu ok, să învăț ceva din chestia asta, după care iar să ies, iar să revin. Dar acum, prin ochii de mamă, prin modul în care lucrurile s-au schimbat, cum vezi acea limită? Crezi că există o limită? Nu știu, la 10-15 ani, crezi că vei ajunge să zici: băi, uite, aici e puțin prea mult, sau asta e o limită la care eu nu mai sunt confortabilă, peste care eu nu mai sunt confortabilă să trecem? Tu cum vezi? Cum vezi lucrurile astea? Sunt convinsă că există o limită și o limită e a fiecărui părinte. Cred că tot timpul va trebui să trăiești cu frica că lui poate să îi se întâmple ceva. Dar în același timp trebuie să ai încredere că e un om suficient, sau că ai crescut și ai educat un om suficient de matur, de curajos, de integru, dacă vrei, încât să știe exact ce poate să facă, știe să se ferească. Pe mine asta, de asta m-au privat ai mei de a mă investi cu încredere că eu pot să sesizez un pericol. Nu o să fiu nebună să mă duc în fața unei mașini la 7 ani sau 6 ani cât aveam. Și atunci, da, cred că există, tot timpul trăiești cu frica asta, dar frica poate să fie și un bun catalizator. Adică atâta vreme cât o conștientizezi și cât îți conștientizezi toate tarele din trecut, cred că pentru copilul tău și pentru binele lui înveți cumva să trăiești. De fapt asta e, înveți să trăiești cu frica și să nu o pui pe copilul tău, să o ții pentru tine, pentru că și asta e o chestiune foarte importantă, că părinții noștri și-au proiectat fricile lor pe noi. Da. Ori sunt absolut, dacă de un lucru sunt convinsă, e că frica va exista până când eu voi închide ochii pentru copilul meu, dar că frica este a mea și că nu vreau să o proiectez pe el sau pe acțiunile lui sau pe viitorul lui. Da, uite, e interesant pentru că e un subiect pe care l-aud de la multe lume și cred că mulți dintre cei care ne ascultă și-au pus întrebarea asta. Ok, de mâine ești tată, de mâine ești părinte. Cum faci sau
cum te gândești că vei duce mai departe sau nu vei duce mai departe bagajele pe care le treci, le car din trecut. Și cred că aici e interesant să reușești să ai acea limită, acea barieră sau acea conștientizare, acea înțelegere a momentului în care te afli, astfel încât să nu dai către copil lucrurile care nu țin de el și nu țin de tine și pur și simplu vin din alte părți. Nu, o să râs că mă surprind făcând, ai mei tot timpul ne-au înfofolit. Presupun că și tu ești din generația copiilor crescuți cu căciuliță în cap vara. Și tot timpul îi spuneam, zic, mama, cum puteai să ne pui? Mă uitam la niște poze cu mine în copilărie, erau, nu știu, în mijlocul lui Iulie și eu aveam ciorăpei de lână și cu căciuliță de lână pe cap. Zic, mama, cum ne puteai ține așa? Și sigur că, mă rog, și aici o întreagă... Unor poate trebuie să o ascult și pe mamă, că și ea vine cu setul ei de valori pe care le, sau de credință, de filozofie, de viață, cum vrei tu să le spui, pe care le împrumutase de la bunica și tot așa. Și mama zicea, da, toată lumea purta căciulițe, cum voiai să vă pun pe voi? Aha, zic, deci tu nu ne puneai nouă căciulițe că ți era frică, că tu puneai căciulițe pentru că toată lumea punea căciulițe. Și acum câteva zile era cald afară și frumos și bătea vântul și m-am dus și am pus o vestuță pe el. Și... mi-am dat seama, prietenul meu mi-a zis, ce faci? Faci exact ca maică ta. Holy God! Da. Și de fapt, și sunt convinsă că astea sunt din, știi, chestiunile pe care poți să le observi, dar sunt convinsă că sunt unele într-atât de înrădăcinate, e un mecanism care s-a format în timp și care s-a, dacă vrei, s-a împământenit și de care e atât de greu să scapi și e atât de greu, pe care e atât de greu să-l conștientizezi. Și el se va repeta și că, mă rog, eu am o teorie că asta, că parenting-ul de fapt, apropo de noi tehnici, parenting-ul este pentru părinți, nu pentru copii. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Trebuie să îți spun, de fapt, și copilul îți spune o oglindă, mă surprinde foarte multe ori. Sunt lucruri la care nu te-ai gândit, de exemplu, dacă iau telefonul, în timp ce îi dau să mănânce, să zicem, și primesc un SMS și iau telefonul, el începe să țipe, vrea telefonul, pentru că timpul pe care eu îl acord lui, nu îl acord doar lui, ci îl împart cu un device. Și oamenii se întreabă, dar de ce sunt copiii într-atât de înnebuniți după telefoane și tablete? Păi pentru că noi, la rândul nostru, așa îi creștem. Copilul m-a învățat să, dacă îi dau de mâncare, nu-mi mai iei telefonul deoparte și nu mă mai... sau timpul nostru de joacă, sau timpul pe... vorbesc serios, pentru că altfel el copiază foarte tare și cu mare ușurință și ne trezim și zicem, vai, dar de ce am un copil care se joacă cu telefonul? Păi pentru că eu am stat pe telefon. E ceea ce vede prin simpatie, copilul limită unul la unul. Uite, vreau să te întreb, chiar curios să spun sincer, partea asta de pregătire, de perioadă de dinainte de a deveni părinte, cât de importantă este? Adică, uite, văd și eu la prietenii mei sau la oamenii din jur fel de fel de cursuri, de cărți, cursuri de puericultură, fel de fel de traininguri. Adică, cât de importante sunt în pregătirea ta de a deveni părinte, să zic așa? Pentru că ok, eu sunt convins că sunt foarte multe lucruri pe care le înveți sau le știi, le afli de acolo, dar cu unele cum, nu știu, cât de importante devin ele în efectiv în pașii pe care tu îi faci în momentul în care devii părinte? Te ajută în sensul că citești niște lucruri. Încerc să fiu drăguță. Unul la unul, da? Nu, pentru că eu cred foarte tare că totul a evoluat, nu știu, și neuroștiințele, epigenetica, dezvoltarea psihologică. E foarte important să citești din toate astea. E foarte important să ai un filtru de a selecta ce-ți trebuie. Nu știu în ce măsură dacă mă întrebi, știi, să-ți fac așa o proporție, nu știu în ce măsură te ajută concret. Pentru că atunci când copilul plânge și tu nu știi de ce plânge, nimic din ce ai citit sau din ce ai văzut sau din cursurile la care ai fost, nimic nu te ajută în momentul ăla. Va trebui să găsești o soluție, să vezi ce are, să vezi cum anume rezolvi situația aia. Ele te pregătesc în sensul că tu ai senzația că ești un om foarte pregătit,
Dar eu vorbesc doar în numele meu. Mie mi-e foarte greu normal să generalizez. Normal. Și am citit, la fel au fost prietene care mi-au spus și în spital, în maternitate, spuneau, dar dormiți acum, dormiți că nu o să mai puteți dormi. Și mi se părea așa o prostie. Da, zic, pe bune, vine un copil, e cea mai mare bucurie. Cum? O lună mai târziu, când dușul era aspirațional, adică să reușești să faci duș, era wow, să mănânci, iar era o chestiune complicată, pentru că nu... Eu cred că e foarte greu, vorbesc de mine, dar pe mie mi-a fost foarte greu în momentul în care le-am pus cap la cap, ce-am citit, ce-am văzut, cu momentul în care l-am avut pe Alexandru în brațe, cum facem, cum gestionăm situația asta. Cred că e mult mai important, din ce înțeleg, e să fii ok cu tine, să te cunoști, să fii săpat deja destul de mult în tine, să știi care sunt limitele, să știi care sunt zonele în care te simți confortabile, zonele în care trebuie să ai grijă, cum reacționezi. Practic, să ajungi la un moment în care gradul tău de cunoaștere de sine e unul destul de ridicat. Te ajută copilul pe care l-ai în față. Te ajută pentru că trebuie să înțelegi copilul ăla. Toate cursurile și, repet, eu cred în importanța lor și cred că ți aduc un bagaj de informație și de cunoștințe la care nu aveai acces și că e și important să se întâmple asta, pentru că altfel ne-am crește copiii ca acum 30 de ani. Exact. Și toate despre care ziceam mai devreme, nu, au evoluat. În neuroștiință sunt, nu știu, sunt în de-asta, cercetări care îți spun ce a funcționat, ce nu a funcționat. Ori tu le ai la dispoziție. Noi suntem fericiți că putem să, adică avem niște date de la care putem să plecăm. Dar pe deasupra vine copilul empiric, înveți să faci niște lucruri cu copilul tău. Și totul este despre nevoile lui, despre cum simte el, despre cum te calibrezi tu la copilul tău, la nevoile lui. Pentru că altfel ar fi o chestiune așa în general, care nu are legătură cu cel din fața ta. E ca sfaturile din cuplu, știi că te spun. Dacă respecti cei 7 pași, cum? Nu știu, sunt tot felul de... Sunt 7 pași către o... Nu știu, domne, toate sunt cu 7, s-ar putea să fie cifră magică. Știam 3 de asta. 7 căi să... Cum? Cu 3? Eu știam cu 3, da. Păi da, și treiul e cu Sfânta Treime. 3 ca să ajungi la un echilibru în cuplu. Toate lucrurile astea, adică, trebuie să fii foarte atent la celălalt și în cuplu, dar când vorbim de copil, cu atât mai tare. E un copil cu propriile nevoi, cu propriile dorințe și va trebui să descurci cu copilul ăla, nu cu ce ai învățat tu. Dar, repet, mi se pare o chestie grozavă, acest acces la informație și la cunoștințe și nu fac altceva decât să te ajute. Mă uitam la era un documentar pe Netflix care se numește, am voie să zic, un documentar care se numește Babies. Și în fiecare episod, niște oameni de știință care și-au dăruit ani, zeci de ani din viață să studieze creierul copilului, să studieze cum anume funcționează, ce anume se întâmplă în momentul în care încep să introduci mâncarea, cum se amprentează somnul în dezvoltarea unui copil. Toate lucrurile astea evident că te ajută. Dar mai există și chestiunea practică, e ca la condus, dacă vrei. Tu ai învățat niște reguli, corect, dar în momentul în care ții mașina, tu trebuie să te descurci cu mașina pe care o ai și să vezi cum faci față nebuniei de acolo. Andreea, provocări de părinte. Spune-mi, te rog, care este cea mai mare provocare a ta de părinte de până acum? Păi nu dorm nopțile. Asta. Pentru că trezeam copilul când era mic să-i dau de mâncare. E ca un bumerang. Jur. Mă rog. Da, se trezește, nu știu dacă e o consecință nefavorabilă a alăptatului, dar se trezește noaptea de mai multe ori, uneori de nenumărate ori, ori alte ori doar de multe ori. Deci cam așa, nu știu, se trezește și de 5 ori pe noapte. Și cu asta pur și simplu înveți să trăiești, nu? Sau te adaptezi într-un stres enorm. Da, dar cred că a devenit un
știi, se instaurează un nou tipar, și anume ăsta în care nu mai dorm nopțile și nici ziua, că na, ziua iar doarme destul de puțin și doarme fragmentat. Și asta e provocarea pentru vârsta asta. Da, uite, e foarte interesant asta cu somnul, pentru că am auzit-o de mai multe ori, de la mai multe prietene proaspăt devenite mame, și de asta sunt cer, te întrebasem și înainte ce îți lipsește foarte mult de dinainte, înainte de a avea copil, pentru că, uite, e interesant, ai și partea asta emoțională, dar și partea funcțională, să spunem așa, zona cu cititul și zona cu somnul. E greu, cred că e greu, am auzit că e greu, am auzit că e infernal, dar uite, apropo de partea asta cu somnul, aș vrea să întreb, sunt chiar curios, cum se împart în general într-un cuplu, cum vă împărțiți voi, de exemplu, Andreea, responsabilitățile? Eu îl alăptez. Da, asta e clar, dar restul lucrurilor, nu știu, cu trezitul, cu verificatul anumitor lucruri, cu pregătitul anumitor elemente, nu știu, cum se întâmplă? Adică aveți responsabilități foarte clare, agende foarte clare, împărțite, fiecare la ce oră se trezește, cum se trezește? Eu sunt aia mai tensionată și mai nerelaxată, dacă vrei. Dar și eu petrec mare parte din timp, pentru că Tudor lucrează, mare parte din timp eu petrec cu Alexandru, de la gătit, la dat de mâncare. Sigur, bucuria lui cea mai mare este tatăl lui. Degeaba a zis tata prima dată. Serios? Wow! Da, da. Și de 3 luni zice și eu îi spun: mama, cu lacrimi în ochi, ușor implorând, mama! Și el se uită și cu aceeași bucurie, invariabil zice ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta și variații. Ta-ta! Și tot așa. Și la mulțumesc, cred că zice ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și mai nu vorbesc eu, doar în tata. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nu te întreb cum te simți când auzi ta-ta-ta-ta non-stop și tu te trezești. O bucurie imensă! Dar mi-am petrecut o zi întreagă încercând să induc asta. Zi, mama! Mama, mama. Și copilul se uita și zicea: tata, tata. E clar. O să fie, ne auzim și peste un an, Andreea, e clar. Mă gândesc că poate e o chestiune fonetică, știi, și se aude mai, sau e mai ușor de pronunțat. Asta e explicația, mi se pare explicație super ok. Mă ajută să trăiesc. Corect, corect. Uite, mai am o curiozitate, Andreea. Zona asta de informare, nu știu, uite, sunt fel de fel de grupuri, grupuri de mame, știm că sunt foarte puternice aceste grupuri de mame pentru că au foarte, foarte mulți membri, cred că poți să afli absolut orice de pe aceste grupuri de mame, sunt o adevărată forță, însă tot volumul ăsta de informații din fel de fel de grupuri, fel de fel de surse, fiecare are o părere, cât de mult e prea mult? Păi fiecare trebuie să știe cât de mult e prea mult pentru el sau pentru ea însăși. Eu încerc să mă țin departe de toată povestea asta cu grupurile, pentru că discutam mai devreme de felul în care a evoluat știința și totuși sunt niște oameni care își dedică ani din viață sau zeci de ani din viață să stea la ei acolo, să cerceteze niște lucruri și vin niște doamne care scriu pe un grup și brusc tu ei ai drept adevărul ultim și absolut. Și cred că e foarte periculos, e foarte nociv faptul că ai acces la informație și că nu știi să filtrezi, poate să devină foarte nociv în relația ta cu copilul. Pentru că relația ta cu copilul e una, ce scriu niște doamne pe niște grupuri de ce vrei tu, ar trebui filtrată chestia asta. Eu sunt departe de, nu am intrat pe niciun grup. Cred foarte tare că buna cuvință și buna măsură a lucrurilor te poate salva din chestiuni care sunt, pot să-ți dăuneze inclusiv relația cu copilul tău. Adică M-am uitat de câteva ori și m-a speriat foarte tare povestea cu grupurile femeilor care tratează copiii
întrebând de la una la alta pe laptop. Și poate să fie foarte periculos, poți să pui sănătatea copilului tău în pericol, adică. Și aici trebuie avută grijă și cred că doar specialiștii pot să-ți spună ce are un copil. Eu, de exemplu, am un pediatru pe care o doamnă doctor absolut minunată, pe care o sun sau care îi scriu, îi dau un SMS, copilul are febră, dacă orice pățește, o întreb pe ea, pentru că mi s-ar părea irresponsabil să stau să mă caut pe internet, plus că te îngrozește, te îngrozește ce poți să găsești. Informația este trunchiată, e luată din diverse locuri, nu are niciun fundament științific. Oamenii sunt părerologi cu acte în regulă, știu ce e mai bine pentru ei sau pentru alții sau pentru copii. Și e foarte complicat aici, e o chestiune foarte delicată care putem să-i cădem pradă, dar problema nu e că îi cădem noi pradă, ci consecințele nefaste se regăsesc asupra copiilor noștri și a felului în care îi creștem. Sigur. Social media. E o nebunie întreagă și sunt fel de fel de abordări în zona asta de social media în ceea ce privește expunerea vieții personale, a copiilor. Văd fel de fel de abordări, fel de fel de păreri, nu neapărat extremiste, unii sunt la mijloc. Tu cum vezi zona asta de social media și modul în care aceste canale, Insta, Facebook, influențează viața unui cuplu, viața unui părinte și viața unui copil în cele din urmă? Eu sunt foarte puțin în măsură să vorbesc despre... Cred că să vorbesc despre... De fapt, nu sunt în măsură să-i judec pe ceilalți. Cred că fiecare trebuie să știe exact cât vrea și cât poate să împărtășească din viața lui, din intimitatea lui cu ceilalți. Știu că în momentul ăsta, nu știu ce se va întâmpla, nu vreau să-mi expun copilul, pentru că mie nu mi-ar plăcea să mă expune cineva fără să mi se ceară permisiunea. Și că atunci când o să vrea el, o să vorbească despre el sau despre ce vrea. E foarte greu de... E o chestiune delicată pe care nu știu exact cum să o gestionez. În momentul ăsta nu vreau poze cu copilul meu. E mult prea intimă și... Dar în același timp nici nu pot să-i judec pe cei care își pun copiii pe rețelele de socializare, pentru că probabil că ăsta e felul lor felul de a vedea viața, felul de a-și trăi viața și chestiunea asta nu incomodează cu nimic. Eu nu m-aș simți confortabil, de fapt, asta e problema, pentru că eu cred că în momentul ăsta al vieții mele o participă din viața mea, din intimitatea mea, pe care nu vreau să le expun, care sunt doar ale mele, de care doar eu vreau să mă bucur, poate e și o formă de un soi de egoism, dar pe care nu vreau să le împart. Cred că sunt chestiuni, există povestea asta cu taina și că sunt foarte puține lucruri de care trebuie să avem grijă și poate uneori lucrurile importante nu trebuie să fie strigate de gura mare. Mă amuză puțin, aș fi vrut să folosesc alt cuvânt, dar mi s-ar fi părut mult prea puternic. Pentru că văd oameni care împărtășesc niște situații din astea ideale, din viața lor, cu copiii, cu soții, cu totul este minunată și îmi dau seama ce consecințe pot să aibă postările astea asupra unor oameni care poate nu au relația perfectă, nu au relația perfectă nici în cuplu. Și chestia asta nu face altceva decât să creeze frustrări și lipsuri și să-ți pună tot felul de vinovății pe niște umeri care deja sunt implicați. Fiecare își duce lupta lui, de fapt. Am foarte mult de zis pe tema asta. Pentru că mă gândesc tot timpul la oamenii care nu au relații perfecte și cum anume se impactează, adică ce le transmitem, că viața e perfectă și că totul trebuie să fie roz și norogii zboară printre noi și noi toți suntem din alte sfere. Ceea ce mi se pare puțin nedrept pentru oamenii care nu au acces la așa ceva sau au acces și nu știu să-și ia informația și se duc acasă și zic, uite, eu nu am,
la mine situația nu e ideală. Cred că nicăieri nu e situația ideală, dacă ar fi să o spunem pe șleau. Și că faptul că alegem și trunchem din informația pe care o alegem, alegem să o dăm followerilor sau, mă rog, cum se numesc oamenii care ne urmăresc, e o ușoară lipsă de decență. Dar, repet, și aș vrea să subliniez chestia asta, sunt ultimul om care poate să vorbească despre ce trebuie și ce nu trebuie să facă cei din jur cu intimitatea lor. Da, sunt destul de mult în sentimentul tău în ceea ce privește social media și expunerea anumitor persoane și anumitor evenimente în această zonă. În același timp n-am cum să nu mă gândesc că acest social media, acest animal trebuie tratat foarte atent și cu grijă foarte mare, pentru că vrem nu vrem el va avansa și nu știu, uite, când Alex va avea 10, 11, 12 ani, cu siguranță că noi nu ne putem da seama în momentul de față cum va ajunge social media și ce formă va avea social media. Nu știm exact dacă va fi, abar n-avem cum va fi. Și, dar mai e o valență aceleiași chestiuni. Vorbeam mai devreme de taină și că uneori nu trebuie să strigi în gura mare ceva ce trebuie doar să protejezi și uneori doar să taci. Există o vorbă care mie îmi place foarte tare, să nu speriem îngeri. Și că dacă lucrurile sunt bune și ție-ți e bine, sigur, poți să împărtășești. Eu sunt convinsă că e o nevoie și dacă nevoia asta sau e o nevoie pe care dacă tu ți-o satisfaci așa, e foarte bine. Dar unele lucruri cred că trebuie să le ținem pentru noi. Dar nu știu cum va fi peste 20 de ani. Asta cu parenting-ul, repet, mă tot duc cu gândul la ce va fi peste 20 de ani, mai omoră, dacă mă duc la Alexandru direct și să zic, mama, pregătește-te! Da, știu că e o întrebare care de fiecare dată când o adresez sau vorbesc cu diferiți oameni, este o întrebare care naște valuri, naște fel de fel de frici, de temeri. Însă cred că e o întrebare reală. Cred că, nu știu, eu de fiecare dată când mă gândesc că voi deveni părinte, mă gândesc la întrebarea asta și îmi pun această întrebare. Pentru că probabil e o întrebare, nu știu, mai mult venită din trecut decât din viitor. Da, uite, am învățat multe și astăzi despre parenting și despre cum abordăm zona asta. Nu e simplu, însă cred că lucrurile pe care tu le-ai menționat astăzi sunt niște lucruri foarte interesante și foarte faine și foarte autentice, în ideea în care lucrurile se întâmplă la momentul la care trebuie să se întâmple, ele trebuie să se întâmple în modul în care noi considerăm că ele trebuie să se întâmple și de aici totul decurge, să zicem, mare parte și de la sine. Foarte interesant. Pentru mine a fost o discuție foarte, foarte utilă și îți mulțumesc pentru asta. Să le facem cu măsură, cu blândețe, cu bună cuvință, cu responsabilitate, cu bucurie, dacă vrei, și cu grijă față de ceilalți și cu multă iubire. Iubirea pe care să știm să o gestionăm. Și asta e o chestiune complicată. Nu iubim copii așa, zicem, vai, mâncătorul, mamă, de iubesc foarte tare. Și cred că și iubirea asta trebuie gestionată în așa fel încât să răspundă nevoilor lui. Corect. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Îți mulțumesc că ai participat la podcastul nostru, Child Life, Provocări de Părinte. Mă bucur foarte mult că ai împărtășit cu noi această experiență, parte din această experiență. M-aș bucura tare mult să ne reauzim peste un an, peste doi, peste trei, să ne povestești despre Alexandru și despre drumul lui. Noi ne oprim aici, îți mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem curând. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Andrei!